V-am prezentat în jurnalul de ieri proiectul inițiat de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului împreună cu elevii de la Liceul din Hațeg, toți voluntari, de a reamenaja traseele care duc spre Cetatea Regală a Hațegului, având în vedere că, deși obiectivul ar putea reprezenta un interes major pentru turiști, aceștia nu pot ajunge la ruinele cetății din lipsa marcajelor și a unui traseu marcat. Inițiativa a fost bine primită de autoritățile locale din comuna Sfânta Maria Orlea și orașul Hațeg, aceștia considerând că acest lucru va crește semnificativ numărul turiștilor din zonă. Nu puteam decât saluta inițiativa celor de la Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Ținem să-i felicităm în mod deosebit pe elevii Colegiului Național Liceu Brătianu, pe domnii Cristian Ciobanu și Alexandru Andrășanu de la Geoparc. Ne bucurăm că am avut sprijinul consilierilor locali, iar în numele domnului primar încă o dată le mulțumesc tuturor și sunt convinsă că este un proiect care va trece testul timpului. Geoparcul Dinozaurilor este o arie naturală deosebit de importantă pentru zona turistică a țării Hațegului și suntem convinși că proiectul va trece testul timpului și asta va însemna un număr mare de turiști în țara Hațegului. Este un proiect binevenit și mă bucur că vine din partea unor tineri care au îmbrățișat ideea de voluntariat pentru a pune în valoare istoria și cadrul natural din zona noastră. Susțin cu mare plăcere, logistic și financiar, o astfel de inițiativă. Voi propune oamenilor din comună să participe la această acțiune și sper ca timpul să îmi permită să iau și eu parte la ea, pentru că este nevoie cu adevărat să facem cunoscute cât mai multe dintre obiectivele istorice, culturale și naturale de pe teritoriul comunei, a declarat Dumitru Oprean, primarul comunei Sfânta Maria Orlea. Chiar și reprezentanții liceului I.C. Brătianu, școala de la care provin voluntarii, au lăudat inițiativa acestora și faptul că, pe lângă cursuri, tinerii se implică și în acțiuni de voluntariat. Un număr destul de mare de elevi, 70-80, sunt înscriși ca voluntari în proiectele care se desfășoară de către Geoparc sau Geoparc în colaborare cu școlile, cu liceul și o bună parte din acești elevi sunt foarte activi în aceste proiecte. Cetatea Hațegului a fost construită la sfârșitul secolului al XIII-lea sau la începutul secolului al XIV-lea și de-a lungul istoriei a jucat un rol important din punct de vedere militar, dar și ca important centru administrativ, politic și economic. Datorită zonei în care a fost amplasată, cetatea asigura o vizibilitate foarte bună principalelor căi de acces.